Dragii mei, iubiții mei, iubitele mele, it's dark, it's secret, it's private, it's cold, it's hot, it's cold outside, it's hot inside, inside is very hot, it's very sexy. Și totuși mai e loc de câteva grade, da, s-ar putea un pic mai cald, s-ar putea un pic mai cald și s-ar putea un pic mai luminos, nu? Hai. Chiar dacă e private, hai să se facă un pic de lumină. Aș vrea astăzi seară, noaptea asta, în care cad atâtea stele. Să vedem la ce se gândesc persoanele, la care vă gândiți voi, la ce se gândesc și ce intenții au, că despre sentimente, despre emoții am mai făcut ceva etalări și o mai face. Dar hai să vedem ce gândesc ei, ele și ce intenții au. Poate că pentru acțiuni o să fac un alt video, dar deocamdată hai să vedem. Nu uitați că e diferență mare între ceea ce simte un om, ceea ce gândește, deși sunt foarte legate emoțiile de gânduri și, evident, intențiile sunt unele, acțiunile, ceea ce reușește un om să facă sunt altele și apoi rezultatele acțiunilor altele. Am pregătit. Am zis că mai merg câteva grade, dar facem economie totuși. Aș vrea să nu trebuiască să port atâtea haine pe mine, dar asta e. Aș vrea să alegeți, dragii mei, să văd. Ia să pun asta într-o parte, așa. Deci, am zis așa. Numărul 1, crucea. Numărul 2, cele două brățărele. Care le mai port eu, da? Și numărul 3, două pietre negre, una mai mică, una mai mare, două pietre. Cam asta ar fi opțiunile. Și să vedem ce cărți vin, dragii mei. Pun opțiunile deoparte. Și începe talarea. Vă rog frumos să dați sonorul mai tare pentru că nu pot să vorbesc. Este noapte. Așa că va trebui să ascultați în căști sau cu volumul mai tare. Și chiar dacă ar fi zi, tot nu aș putea să țip, doar așa ca să vă mulțumesc pe unii dintre voi. Cei care ați ales crucea celtică. Hai să vedem. Situația generală, da? Situația generală. Curățăm cărțile. Arată-mi, Sfinte Dumnezeu. Pentru nu, sunt prea multe. Prea multe. Dar asta, în mod special, a vrut să se arate. Interesant. A apărut și în talarea pentru 2022, la un moment dat, la un număr. Rugăciunea magică. Energia generală. Probabil că vă gândiți unul la celălalt sau dacă nu unul la celălalt, cel puțin acest personaj se roagă pentru voi. Se roagă să vă întâlniți, să se întâmple o schimbare, să se manifeste o schimbare. Eventual să comunicați, pentru că trei înseamnă comunicare și să creați ceva, să colaborați. 2. Creația ține de 5, de creativitate. Deci acest personaj chiar se gândește și se roagă pentru voi. Interesant. Acum că această rugăciune este magică, este tradițională, poate face și un ritual. Interesant. Dar nu pare magie neagră, nu? Poate cel mult de vindecare, de atracție a sufletului, pentru că energie albă pură. E și o senzație de visare. Visează, se roagă și
și se lasă purtat sau purtată de această magie care există între voi. La capătul setului de cărți, o carte care vorbește despre independență, ambiție, reprezintă, din câte mi-aduc aminte că am citit, da, numărul 15 ar fi diavolul, cariera, obsesia pentru construcția personală, care vă izolează în timp de emoții. Este înalt, atrage atenția, dar ce faceți că nu mai aveți pe unde să pășiți? Interesant. Dar aceasta trebuie transformată, metamorfoza, da? Trebuie transformat ceva, sunteți posibil, interesant, sunteți energii total diferite. Total diferite. Unul s-ar putea să fie foarte ambițios, doritor să creeze, să-și creeze un statut profesional special, o avere specială. Da? Este diavolul, tentația, faimeșia banilor și a averilor și a bogățiilor, da? Celălalt e mult mai concentrat pe transformarea sa spirituală, personală, pe creșterea sa personală, pe conectarea la sufletul său. Ce-ai, Murița? Ce-ai? Curcă-te. Iubire? Hai. Te-am trezit eu? Deci, aceasta este energia generală. Eu simt că sunteți două persoane foarte diferite. Ce gândește? În această perioadă. Numărul 1. Cărțile. Ce simte? Ce simte pentru numărul 1? Cei care au ales această cruce celtică. În primul și în primul rând trebuie să aveți credință în această relație. Poate că ei trebuie să învețe, interesant, să creadă. Și asta ține de transformarea lor personală. Iar 5, 25 și 15, da? Dar ce diferență, interesant și 5 aici. 5, 25 și 15. Iar schimbare și aici tot 5. Știți că e vibrația anului pe care îl încheiem. Dar ce schimbă? În ce direcție schimbăm? Înspre 1, înspre noi sau înspre 2? Înspre două persoane, da? Pentru că următorul număr este 6 și 6 este... Care era termenul? Că am uitat în matematică... Se împarte la 2. Asta înseamnă că trebuie găsit un echilibru. Nu poți să rămâi în unul, într-o vibrație care cheamă la armonie, cheamă la colaborare. Și atunci, dacă nu poți să rămâi în unul, trebuie să te transformi, metamorfoza. Ce simți, ce gândește? Interesant, a venit. E, apropo de transformare, da? Iasă de cărți. Transformare numărul 13 poate să însemne ceva pentru unii dintre voi. Deci vorbesc despre cruce. Transformare și zero. Dar nu se poate în această relație să o luați de la zero, să începeți un nou stadiu în relația voastră până nu se întâmplă o transformare în viața voastră, în viața acestui personaj. Acest personaj trebuie să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, să-și investigheze sufletul. Probabil că rugăciunea voastră îi ajută dacă ei sunt independenți și concentrați pe carieră, pe adicțiile acestea pământene, da? Asta înseamnă diavolul. Dar aici, în aceste de cărți, nu e chiar diavolul, are numărul 15 într-adevăr, dar cartea reprezintă mai degrabă independența, dorința de a ieși în evidență cariera, dar carierismul, mai bine zis. Se gândesc că dacă ar fi să-și asculte, să asculte această chemare, chemarea îngerilor, chemarea voastră, da? Voi rugându-vă, voi sau ei, evident, puteți inversa și să asculte rugăciunea voastră, comunicarea voastră la distanță, telepatică, eventual, această chemare
îi provoacă să renunțe, că de fapt ce înseamnă moartea? De fapt transformarea înseamnă moarte și renaștere, da? Să renunțe la această construcție. Pentru voi. Pentru această relație. Și posibil să fie, adică nu posibil, cu siguranță, că este foarte greu, nume de o carte, ce gândesc. Am zis că e foarte greu, 8 de aer. Se simt legați, se gândesc că nu au soluție, nu-și găsesc încă. Și dacă iau de la zero, ce fac? Rămân în aer, da? Acum interpretez un pic și după imagine, dar unde? Unde mai sunt? Nici pe apă, nici pe pământ, sunt în aer, nu? Asta înseamnă, 8 de aer pentru mine înseamnă programare, deprogramare și reprogramare, da? 8 înseamnă transformare, iar transformare mentală, 8, casa 3, numărul 13, casa 8 a scorpionului și 0. Ce gândesc? Asta e. În primul rând sunt foarte stresați, aș vedea mai degrabă așa cărțile. 8 de aer, transformare și 0. Dar ei se gândesc că de fapt, dacă mă transform și eu de la 0, aici este, pentru că ei sunt aici încă. Încă nu s-au programat să gândească altfel. Să se conecteze la magia universului, la magia relației dintre voi. Să-și permită, iau, de 5 de pământ. Sunt încă în această grijă pentru cele pământești. 5 de pământ. 5 de pământ... Adesea în tarot, iau-te, două suflete perechi care au probleme, iau-te, și tentație, iar numărul 15, diavolul, tentația banilor, tentația adicțiilor, relațiilor karmice, 5 de pământ. Între tentație, relație karmică care scârție și două suflete perechi. Posibil să fiți voi aici. Între aceste energii destul de negative, care trebuie transformate, da? Ca să o luați de la zero, ca să manifestați ceva. Dar... încă e în acest 8 de aer. Încă nu găsește soluțiile. Adică, cu alte cuvinte, e în plină transformare. Cum de fapt a venit și cartea. E în plină transformare. Și se gândește obsedant, obsesiv, la acest zero. La voi, eventual. Hai mai dăm o carte. Totuși, mai simt nevoia încă o carte, încă o clarificare. Ce gândești în această perioadă? Și vă rog frumos să dați volumul mai tare, că nu pot să țip. Nu pot să țip și nici nu-mi doresc. Încă o carte. Ce gândești despre voi în această perioadă? Poate că voi sunteți. Eu știu, concentrați pe carieră și se gândesc că oarecum, nu sunt prea multe, iar apare 5 de pământ. Și dacă nu e vorba de carieră, poate este o relație karmică. O relație karmică, o relație toxică, niște adicții, niște chestiuni care trebuie vindecate. Deși interesant, ați ales crucea care reprezintă credință. Ah, ce frumos, regele de foc. Mă bucur. Acum, mesajul se completează. Nu musai se schimbă, se completează. Cu cât se transformă, cu atât... devin mai programați, mai bine zis, obsedați, să manifeste un foc interior pe care până acum nu l-au manifestat în relație cu voi. Trei de foc, interesant. Tot de foc, tot aici s-a oprit la foc, da? Este o așteptare, speră. Speră că vă veți întâlni, interesant. Până acum au stat, dar au stat... în energiile acelea toxice, cum arată prima imagine, da? Vedeți aici prima imagine, tot o așteptare și aici. Tot înconjurați de ape. Dar aici, la trei de foc, văd altfel. Este o alt fel de atmosferă, mai optimistă, plină de speranță, creativă.
Ia uite, Marea Preoteasă. Se produce o schimbare totuși. După cum arată și prima carte, se produce o schimbare. O conectare la intuiție, comunicarea aceasta telepatică care există între voi doi. Vedeți cartea? Magic Prayer, da? Și Marea Preoteasă. Seamănă foarte bun, deși sunt seturi diferite. Seturi de cărți diferite. Seamănă foarte mult una cu cealaltă. Nu-i așa? Marea Preoteasă se roagă. Are un fel magic de a se purta, de a gândi, de a simți, de a îmbrățișa chiar. Da? Și așteaptă. Eventual simt că e așteptat și voi. Unii, așa simt. Unii simt că e așteptat și voi și vor să vină înspre voi, aproape obsedant, repet, să manifest acest foc pe care nu l-au manifestat până acum în relație cu voi și nu doar în relație cu voi, în relație cu nimeni. În relație cu nimeni, acest rege de foc. Vor să-și dea, să-și pună, nu? Așa simt, să-și pună sufletul pe tavă. În momentul în care se vor transforma și o vor lua de la zero, programarea este total opusă. În ideea că vor fi, sau așa se gândesc, că este normal. Pentru că dacă e transformare, să fie ceva diferit de ce a fost înainte, da? Și atunci, ideea este că trebuie să pună punct unei relații, unui stil de viață, unor adicții, unor chestiuni toxice, unui fost ex, da? 15, de obicei diavolul reprezintă și exul, exa, da? Și ca să o ia de la zero și să manifeste, repet, programarea mentală, nouă este regele de foc. Să fie creativ, să fie plin de pasiune, să-și arate ideile creative, să-și arate sufletul, să vă protejeze, să fie calzi, da? Să fie calzi, nu să se rețină. Dacă s-au reținut până acum, posibil. Curățăm cărțile, arată intențiile. Intențiile numărului celor care au ales numărul 1. Persoanele la care se gândesc cei care au ales numărul 1. Intențiile lor. Intențiile lor. Și vă rog frumos să dați sunetul mai tare, că nu pot să țip. Chiar nu se poate să țipă. Nu se face tarot țipând. Îmi pare rău. Tarotul, cu cât e mai șoptit, cu atât este mai veritabil, zic eu. Pentru că suntem în energiile Marii Preotese. Marea Preoteasă nu țipă. Intenția, lumea. Ce intenție are? Interesant. Lumea reprezintă și o distanță între voi, confirmată și de trei de foc, care e aici, da? Distanță, probabil datorită, care s-a pus sau care a existat datorită acestei construcții financiare, profesionale, independenței pe care și-au dorit-o. Ce intenții au? Vă justiția, faetonul, să facă dreptate, să se echilibreze, să vină spre voi. Opa, frumos. Aha, regele de foc, trei de foc și acum asul de foc. Frumos. Ce intenții au? Și să comunice. Să călătorească, să comunice, să se zbată un pic. Da? Drăguț. Hai să mai vedem ce intenții au. Dacă ar fi... Da? Să se producă acea transformare. Cum ar fi? Ce intenții au? Numărul 1. Ce intenții au față de persoanele care au ales numărul 1. Da? Ce era care v-ați gândit? Ce intenții au? Mai încercăm un pic? O dată. Ah, uite. Mai greuț. Wow. Ok. Am zis că vor să fie stabil, interesant. Acestea două le păstrez împreună. Oh, oh, la capătul setului de cărți, Marea Preoteasă. Vor să... am zis Marea Preoteasă, dar este împărăteasă. Iar am zis că situația scârție, 5 de munde de ani, am văzut mai devreme și în setul trecut.
Au fost probleme în cuplu, cu probleme și datorită banilor, datorită concurenței și invidioșilor. Și din cauza aceasta probabil că nu s-a comunicat sau s-a comunicat foarte puțin. Însă, o parte din ei își dorește foarte mult să se lupte pentru a manifesta abundență. Acum că sunteți femei și că sunteți voi într-adevăr puse pe un piedestal posibil. Dar părăteasa înseamnă și abundență și creștere în această relație. Prin comunicare, prin implicare. Da? Este un final, să zic, al acestui trei de foc. Trei de foc, trei de cupe, trei de monede. Da? Toate aduc abundență în timp. Acum, care sunt intențiile lor? Să înceapă un nou capitol, dar ei sunt conștienți că acest capitol nu poate să înceapă decât transformați. Să iasă ca și noi, da? Ca și noi este zero, zero prezent și aici, da? Da, și personajul este gol. Este altfel. Nu mai este cu hainele vechi. Poate doar câteva lecții importante să-și mai păstreze din vechea personalitate, din vechea structură, educație, eu știu ce mai fi, experiență, da? Doar ce este veritabil se mai păstrează. În rest, se începe să o ia de la zero. Astea sunt intențiile lor, să o ia de la zero, să vină eventual, pentru că am văzut niște cărți care reprezintă și călătorie, sau eventual vă așteaptă să veniți voi, vedeți unde este mesajul, și să manifestați această încredere că se poate vindeca situația, 4 de spade, vă puteți echilibra mental și vă puteți echilibra, puteți oferi și unul și celuilalt. Mai bine zis, am zis bine? Poate că e noapte și unor mai greșesc și noaptea. Bine, deși și ziua greșesc. Vreau să zic că se poate manifesta reciprocitate. Își doresc reciprocitate în această relație. Am zis, vor să fie persoane creative, să-și pună inima pe tavă și să construiască, să ofere stabilitate. Sunt trei cărți. Dar faptul că acest rege de monede și patru de bâte este susținut și de regele de foc, îmi spune că vor să fie oameni stabili, dar și plini de pasiune. Altfel, regele de monede, dacă n-ar fi fost în acest context, ar fi devenit prea materialist, așa cum fusese el cândva. Și probabil că aici este vălul acesta pe care îl mai păstrează un pic pe ei în această transformare. Totuși, dom'le, dragoste, pasiune, dar avem nevoie de consistență, avem nevoie de stabilitate, avem nevoie de lucruri concrete, da? Da, vrem să ne simțim bine împreună. Suntem flăcări, gemene, ce-un fi, suflete perechi, doresc să avem o relație stabilă. Nu doar un început, nu doar pasiune. Da? Vreau o relație în care și eu ofer cât, poate nu tot timpul, cât primesc, uneori ofer mai multe, alteori ofer mai puțin, se schimbă, balanța se schimbă tot timpul, dar există o balanță. Și atunci, regele de monede face parte din vibrația trecutului, dar e susținut de foc, de pasiune, de, ia uite, de împărăteasă, de creștere, de dragoste, de Venus, da? Acestea sunt intențiile. Rămâne de văzut acțiunile. Am vorbit destul de mult totuși. Nu aș vrea să mă lungesc mai mult decât e cazul. Pentru că altfel devin poate plictisitoare. Pentru unii dintre voi, dacă, pentru că etalarea a început cu o transformare, da? Din cauza unor situații toxice, dați în urmă și reascultați eventual. Dacă a spus capăt într-o formă sau alta relației,
Sunt două cărți, și Lumea și Moartea, care confirmă faptul că s-a pus capăt relației. Posibil încă se roagă să, într-o formă sau alta, să se manifeste un nou început, care să vindece rănile trecutului și să aducă, cum am spus, echilibru, armonie, stabilitate. Dacă simțiți că acest lucru nu se poate cu voi, această etalare confirmă faptul că sunt hotărâți, într-un fel sau altul, sunt destul de hotărâți să manifestă acest 0 și 1 asul cu altcineva. Cu altcineva care le oferă această vindecare, echilibru mental, echilibru financiar, stabilitate, da? Protecție, dar și pasiune. În cazul în care, cu alte cuvinte, abundență, dragoste aceasta specială, cu alte cuvinte, dacă, repet, asta e un mesaj de final, dacă simțiți că această moarte și lume reprezintă o situație în care voi nu le mai dați nicio șansă, cărțile confirmă că au înțeles acest lucru și se gândesc că voi vreți să luați de la zero, să manifestați ceva nou, și atunci și ei trebuie să, da? Să-și regăsească echilibru, să se vindece și să-și reconsidere relațiile. Eventual să învețe din lecția anterioară și pe viitor să manifeste relații stabile, armonioase, ci nu dezechilibrate. Aici a fost un mesaj în plus. Așa am simțit nevoia. Pentru că etalarea începe cu două încheieri, urmată de două începuturi. Și atunci, voi știți dacă le mai dați șansă. De-aia zic că depinde foarte mult de voi. Dacă voi spuneți, nu, că nu mă mai interesează, păi atunci de ce mai asculți dacă nu te mai interesează, dragă ascultătoare, dragă ascultătorule? De ce mai asculți dacă s-a pus capăt și nu mai vrei să dai nicio șansă? Care este, adică ego-ul dumitale, ce face? Nu cumva sunteți încă în 8 de aer, în acest 15, în această adicție? Păi, în fine, a fost așa. A trebuit să spun, nu? A trebuit să spun. Acum, pun deoparte și crucea, vorbim pentru numărul 2, cei care ați ales aceste brățărici, brățărici. M-am încălzit. It's hot, it's sexy. Mura, ești sexy? De data s-a încălzit și Mura. Așa, deci sunteți doi. Doi, două luni care se intersectează, interesant, da? Vine mesajul, două luni. Diferite și totuși care vă completați. Dați bine împreună, nu? Mof cu alb. Curățăm cărțile pentru numărul 2. Hai să vedem. Energia generală pentru numărul 2. Sfinte, energia generală pentru numărul 2. Vorbesc mai încet pentru că e noapte, dar, dragii mei, repetați volumul mai tare și dacă ar fi zi. Etalările de tarot nu se fac în gălăgie, da? Nici în gălăgie și nici cu voce prea tare. Nu vrem să speriem energiile. Energia generală. Arată. Energia generală pentru numărul 12. Așa, ce frumos! Da. Două luni care intersectează. Ia uitați, come together. Energia generală. Vă pregătiți să vă întâlniți. Dacă nu v-ați întâlnit, rămâne, ia uite, talismanul. Talismanul vă arată drumul, vă protejează. Talismanul, oh, da. Am zis arată drumul pentru că este o busolă aici. Nu știu dacă se vede, da? Dar talismanul, în general, vă protejează. Aveți grijă să vă protejați. Interesant.
Mai ales în momentul în care veți fi împreună, va trebui să vă protejați. Pentru că probabil vor fi mulți invidioși, poate că fiind așa diferiți, lumea se va întreba cum două persoane atât de diferite să fie împreună și să se simtă bine și să se înțeleagă. Pentru că lumea nu înțelege ce înseamnă dragostea, ce înseamnă dragostea, pentru că aici sunt inima voastră, inima lor și inima mai mare este relația. Sunteți voi împreună. Voi împreună sunteți o inimă și mai mare. Ce frumos. Numărul 2. Curățăm cărțile pentru numărul 2. Ce gândește despre voi? Ce gândește în această perioadă? Numărul 2. Avem aici abrățăricile, da? Numărul 2. Eremitul. Puterea. Da? Interesant. 8 și 9. E o evoluție. 8 și 9. Încearcă să se abțină. S-au abținut până acum. Interesant. Deși au multe emoții. Ar dori să le exprime. Ar dori să vină chiar acum. Sau vă așteaptă. Vă așteaptă. Se echilibra situația. Să oferiți și voi. Sau să se manifeste reciprocitate. Într-o formă sau alta, dacă voi veniți, cred că sunt pregătiți să răspundă. Chiar dacă este tăcere, în acest moment este tăcere între voi. Vă străduiți și unul și celălalt să vă abțineți. Dar, repet, eu simt că sunteți două lumi diferite, dar într-un fel sau altul există o asemănare, nu? Există multe asemănări. Eu cred că amândoi simțiți aceste emoții puternice, această fericire, Buddha happy, da? Și dorința de a comunica. Și dorința de a manifesta ceva nou. Noul fiind, hai să vă arăt ce frumos, da? Nu două luni separate, ci o nouă lume, da? Sau o nouă lume, da? Să fiți amândoi la unison. Nu să vă intersectați. Nu să fiți separați, nici la distanță, ci să fiți amândoi la unison. Ia să și pun. Hai, să vă ajut. Să fiți împreună. Se străduie, se transformă, se analizează acest personaj, se analizează foarte mult în tăcere. Încearcă să găsească soluții. Să deschidă uși, noi dimensiuni, dar unde sunt cheile, da? Trebuie să găsești cheia potrivită la fiecare ușă, la fiecare dimensiune, la fiecare întrebare. Și se abțin puterea. Eventual, știu că și voi sunteți puternici, puternice. Altfel, am zis, semănați, sunteți diferiți, cum am zis, două brățări, două luni. Doi oameni foarte diferiți, la care dați bine împreună și vă susțineți. Fiecare are forța lui. Și totuși, în această perioadă e tăcerea. Hai să mai vedem. Iar cele de foc a apărut și la voi. Ce se gândesc? Că simt multă pasiune față de voi. Multă pasiune. Mintea le ia foc, sufletul e pe jar și totuși se abțin. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Ia uite, doi de aer, pentru că trebuie să aleagă. Aș vrea totuși să văd între ce și ce trebuie să aleagă. Mai dăm o carte. Doi de aer. Doi de aer înseamnă iar un soi de blocaj în comunicare. Necesar deciziilor. Poate că v-ați blocat unul dintre voi. Trebuie să aveți răbdare, da? Și trebuie să aibă răbdare. Mai dăm o carte. Ce gândesc în această perioadă? Mm.
Extraordinar ce aici, wow! Le las doar pe acestea care erau cu fața, pe acestea le pun deoparte. Multe gânduri, multe. Vor să recreeze o conexiune pe care... Da, uite, vor să muncească. 8 de pământ. Vor să muncească în această relație. Asta se gândesc. Cum să creeze ceva special. Dar au de ales. Între... Interesant. Regele de foc, chiar dacă e plin de pasiune, este și foarte mândru. Excepțional de mândru. De orgolios. Și posibil din acest motiv nu se comunică, da? Posibil să fie marcaș pe fecioară și pe leu. Să aveți planete acolo. Măcar unul dintre voi. Și asta să vă facă foarte analitici planetele din fecioară. Ce-o fi acolo Venus sau Luna sau eu știu mai ce. Da? Și planetele din leu foarte mândri. Cum să vin? Cum să explic? Da? Cum să? Și în acest motiv să apară și tăcerea și nevoia de a decide, de a alege. De a alege ce, dragii mei? Doi de cupe înseamnă într-un fel sau altul împăcare. Înseamnă să veniți împreună. Dau cartea mai aproape, da? Și apare doi de cupe. Ați văzut în fața voastră cum au venit cărțile. Doi de cupe. Doi peștișori. Sunteți două suflete, da? Două lumi. Diferite. Mergeți de obicei în direcții diferite. Dar acum ia ca v-ați întâlnit. V-ați întâlnit, că așa a hotărât Dumnezeu să vă întâlniți, urmează să vă întâlniți, se gândesc că trebuie să vă întâlniți. Și ce se va întâmpla dacă o să vă întâlniți? Ce se va întâmpla? Veți sta un pic de vorbă și iar vă veți vedea de lumile voastre diferite? Cam greu, pentru că e destul de greu, de-aia trebuie să se decidă. Ce face? Stă în această luptă interioară în care focul ăsta mognește, până când? O să urle leul ăla. Da? La un moment dat. A zis, creierile ia foc și sufletul e pe jar. Pentru că sunt conștienți că între voi e o legătură foarte specială. Doi de cupe, nouă de cupe și marele preot. Legătură spirituală cu doi de cupe și marele preot. Legătură spirituală. Voi sunteți legați deja în alte dimensiuni. Aveți acest, și ei au acest sentiment că sunteți ce și-au dorit. Că simt atâta bucurie în preajma voastră, poate nu știți, dar urmează să aflați, urmează să comunicați. În cazul în care nu știți, veți afla. Depinde în ce stadiu sunteți în această relație. Și iar, la ce se mai gândesc, ce mai trebuie să decidă, cărțile acestea au venit împreună, da? Sunt conștienți. Că normal, am zis, ar trebui să aleagă această relație. Posibil interesant să trebuiască să aleagă între voi și un personaj foarte orgolios din viața lor, cu care au tot timpul lupte, da? Ego-ul, da? Nu sunt cu aceste remit posibil să... Se simtă singur în această relație. Eventual să fie criticați, tot timpul să se lupte, repet, să se lupte. Aici e leu, aici e fecioară, aici e leu și fecioara, să zicem, ca și dă-ne obligatoriu. Dar am dat așa ca să știți, totuși. Și aici trebuie să aleagă între relația karmică, eventual în care se luptă tot timpul, și această legătură mult mai subtilă și care vă creează stabilitate cu marele preot. Vă creează stabilitate. Și ce mai știu ei? La ce se mai gândesc? Și de ce le este dor? În primul rând, de ce le este dor? 5 de cupe. Le este dor de acest sentiment de stabilitate pe care l-au lângă voi, de pasiune iar mognită încă
neexprimată, neexprimată pentru că apare valetul de pământ care vrea să exprime, vrea să pună bazele acestei pasiuni, acestei conexiuni emoționale profunde, acestui sentiment de stabilitate, de home, de cozy, da? Pe care l-au în preajma voastră, ce vreau să spun? Au senzația, în cazul în care nu ați apucat să construiți relația, pentru că ei trebuie să decidă între relația aceasta, voi, posibilitatea de a manifesta întâlnirea dintre voi și persoana karmică, au sentimentul că ați mai avut cândva o casă, că această pasiune nu e ceva, nu e o scânteie, este un foc care vine dintr-o altă dimensiune, dintr-o altă viață, care continuă o pasiune dintr-o altă viață și nu doar o pasiune, o legătură. Interesant, marele preot, posibil unii simt, se gândesc că ați mai fost căsătoriți în altă viață. Acum, intențiile lor. Curățăm cărțile pentru numărul 1. Sunt cărțile pentru numărul 2. Intențiile lor. Gânduri ați văzut, au fost destul de multe. N-am vrut eu să vin așa de multe, nu era în calcul, dar asta e. Talismanul ăsta îmi spune că, într-adevăr, există niște invidioși, niște legături karmice, niște lupte pentru putere, niște oameni destul de duri, da, de care trebuie să se separe. Și pentru aceasta au nevoie de o protecție. Ia uite, dry desert. Tot un foc, un foc care arde, care consume. Consumă. Ce oameni? Care consumă, da? Intențiile numărul 2. Intențiile numărul 2. Intențiile numărul 2. Celor care... la care vă gândiți voi, cei care ați ales numărul 2, persoanele voastre, prietenii mei de la numărul 2, intențiile, așa, magician. Deci vor să comunice, hai să vedem, da, iau-te, să comunice, să vină și să comunice, sau să manifeste, într-un fel sau altul, manifestarea e un cuvânt foarte complex. Care sunt intențiile lor? Manifestați acest 1. 1 se manifestă și prin as sau este susținut și de as. Care sunt intențiile lor în această perioadă? Persoanele celor de la numărul 2, prietenii mei de la numărul 2, haide. E mai greu, e foarte mult în gânduri, după cum vedeți și cărțile din greu. Intențiile, vă rog, frumos, arătați-ne și nouă. Care sunt intențiile? Și asta confirmă faptul că încă stă și se decide ce să facă aia sau aia sau aia, care direcție. Știu, simt, dar încă acest doi de aer... Pentru că ați văzut, era de fapt a patra carte, cam aici ar fi trebuit să se oprească, cam aici ar fi trebuit să se oprească etalarea cu gândurile, dar hai să vedem totuși ce trebuie să aleagă. Și ați văzut câte vin. Ia. Hai. Asta. Ia. Stă și se gândește. Știe că trebuie să manifeste ceva, e conștient, vrea să manifeste, intenția este să o ia de la 0-1, da? Dar încă stă, încă e precaut. Ați văzut ce greu din cărțile? Și cum confirmă fiecare situație, fiecare gest. Așa. Regele de monede. Intenția. Mai dăm o carte pentru acest timp. Ok. Oh. Interesant.
Intenția este să manifeste stabilitate în această relație. Să vă fie sprijin. Dar posibil pentru unii le este greu să se deschidă cu acest 4 de monede. Din acest motiv și relația karmică acolo unde este, acea luptă, aceea pentru putere, pentru ce o mai fi, atârnă greu ca și balanță în deciziile pe care le-au de luat. Pentru că au de muncit ca să vă poată fi protectori în cazul în care sunt bărbați. Am zis, vor să vă ofere stabilitate regele de monede. Își doresc undeva subconștient să fie regi pentru reginele lor. Am zis că vor să manifeste în realitate cu acest valet de monede. Își doresc să manifeste căsătorie și anul ăsta. Anul ăsta? Așa a ieșit, așa am spus-o. Ce să mai... vreau să zic viața aceasta, dar a ieșit anul ăsta. Mă, Doamne ajută, vă doresc succes, da? Asta pentru că am văzut marele preot care înseamnă căsătorie și aveți un rege și o regină față în față. Chiar dacă regina este în subconștient, visează să fiți, nu, poate nu să-i căsătoriți în fața bisericii, dar să fiți împreună, un cuplu stabil. Însă, între voi, iar, poate să fie relația karmică, pentru mine 4 de monede înseamnă relația karmică, familie, cunoștințe, membri, ex, da? Relația karmică. Și din cauza acestei relații karmice încă nu se pot deschide. Există un blocaj emoțional, pentru că ei în acea relație karmică, nu de cea mai karmică, da? Au stat pentru că au avut impresia stabilității sau au avut nevoie de stabilitate. E o chestiune care ține de stabilitate. Și acum, își doresc acest 4 de bâte pe care l-am văzut, da? E aici. 4 de bâte îl doresc cu voi. Marele preot îl doresc cu voi. Pentru că știu că ați mai fost împreună și dacă o să fiți împreună, o să fie cu totul altfel și veți fi împreună. La asta se gândesc. Veți fi împreună. Acum, cum poate manifesta? Intenția este cum să manifest acest cup, această stabilitate, dacă nu muncind, nu? 7 de monede. Investind corect. 7 și cu 1, 8, da? Muncind ca să fac bani și să fiu o persoană stabilă. Și când vorbesc, poate să se refere și la femei, pentru că și femeile, normal, trebuie să facă și ele bănuțul lor, nu? Nu pot să aștepte să primească. Nu este corect. Câte puțin fiecare trebuie să aibă. Unul mai mult, altul mai puțin, sau anul doi la fel. Nu contează, nu stăm să judecăm. Și nu asta pentru că este normal, dar este normal să crești ceva în viața ta în sensul acesta. Este normal să crești ceva și pe acest plan financiar. Și eu spun din punctul unui om care s-a concentrat pe evoluția spirituală și îmi dau seama că este nevoie și de așa ceva, da? Nu că aș pune pe primul plan acest lucru exclus, dar îmi dau seama că este nevoie, da? Să fii independent sau să ai banul tău într-o relație, da? În acest motiv, și pentru o femeie, acest lucru poate să fie vandabil. Acum, întâlnirea aceasta dintre voi, am senzația că se va manifesta, i-am zis, anul ăsta, poate că până la sfârșitul anului, că am văzut una asta, poate la începutul anului viitor, dar trebuie rezolvată problema asta karmică. Mai dăm o carte totuși, relația aceea karmică. Care obosește și ține pe loc.
Mai dăm o carte. Ce intenție am? Țin foarte mult la voi. Nu zic că nu țin, dar... Dar vine destul de greu. Adică intențiile sunt atât de diferite, vedeți și voi, ca și energie, în comparație cu gândurile. Gândurile sunt pline de pasiune, da? Avem foc, avem apă, avem aer, da? Idei, emoții, spirit, atracție. Dar manifest intenția, cum gândesc ei, planul lor, da? Asta înseamnă intenția. Planul lor de lucru este foarte diferit. Până acum... Doar magicianul are aici pe masă toate elementele și le are, într-adevăr. Dar probabil, interesant cum vine mesajele, e conștientă persoana, bărbat, femeie, nu contează, că da, are toate elementele, dar parcă ar mai avea nevoie de un pic mai multe monede. La categoria monede are niște lipsuri pe care trebuie să-și le acopere. Mersi de mesaj. Ca să poată să manifeste cu forță, cu încredere, această întâlnire sau acest nou. Ia uite, iar tot monede. Tot monede și mare preot. Și diavolul. Aici este. Mamă, și ce probleme au acolo în cuplu. Că-i familie, că-i cuplu, în relația karmică, probleme. Probleme mari, mari, mari. Intențiile sunt să colaboreze, țin foarte mult la voi și vor să colaboreze. Chiar dacă o perioadă încă vor mai fi influențați de energia karmică, o perioadă. Să sperăm că nu prea mult. Din acest motiv apare poate și acest talisman. Să vă protejați relația și pe voi de energiile karmice, da? Influența aceasta foarte negativă, ca să puteți manifesta întâlnirea dintre voi. E destul de lungă etalarea și destul de complexă. Oamenii sunt foarte intenși și fac foarte multe griji pentru că, într-adevăr, există o altă persoană care influențează intens, din greu și destul de negativ. Și nu putem să judecăm, da, avem nevoie de dragoste, avem nevoie de creștere spirituală, dar totuși toți, există pasiune, se dorește transformare, iar cavalerul de bâte, moartea, se dorește comunicare, exprimarea, va fi o comunicare neașteptată și transformatoare între voi. Am văzut cavalerul de bâte și moartea, da? Da, dragii mei, ați beneficiat de o etalare mai lungă. Sper că v-a fost suficientă. Numărul 3. Cei care ați ales cele două pietricele negre. Da? Asemănători și totuși diferiți. Unul mai mic, unul mai mare, dar într-un fel sau altul vă asemănați. Suflete perechi, poate? Suflete perechi. Hai să vedem. Încurățăm cărțile pentru etalarea numărul 3. Pentru prietenii mei de la numărul 3. Ia să mai dăm un pic de apă. Prietenii mei de la numărul 3. Cei care ați ales numărul 3. Energia generală. La ce se gândesc că prietenii voștri? Energia generală. Ce mesaj mi-a venit, dragii mei? Și a venit asta. Spirit of place. Spirit dușe și rescue. Salvare. Și mă mănâncă și nasul. Ce în timp ce amestecăm, că a venit așa brusc. Brusc, așa ca o furtună, o gânduri, ca o furtună a venit. Ideea. Dragii mei, am senzația pentru unii dintre voi să fie mesajul ăsta. Aș vrea să-mi confirmați. Sunteți amândoi două oițe negre. Da? Fiecare este... Fiecare e considerat oaia neagră în familie sau într-un anumit cerc. Dar, dragii mei, împreună vă potriviți. V-ați găsit perechea. Amândoi diferiți. Diferiți de restul lumii, așa simt. Da.
Mesajul general în spiritul locului. Vedeți voi, până la urmă, fiecare loc are un spirit al său cu care trebuie să ne conectăm. Dar aveți numărul 4. Vă puteți găsi stabilitatea împreună. Vă puteți salva împreună. În acel loc, dacă vă conectați la spiritul locului, pe care îl manifestați. Și zic de loc pentru că am zis, fiecare sunteți oaia neagră în acel loc. Dar în acel loc există și un spirit care vă protejează. Pe fiecare în parte. Însă venind împreună, fiind atât de asemănători într-un fel sau altul, prin acel ceva care vă evidențiază de restul lumii, puteți să vă creați o lume a voastră, un loc doar al vostru, un loc doar al vostru în care vă salvați pe voi. 16, interesant, este numărul temperanței, al vindecării, da? Vă echilibrați unul pe celălalt pentru ca să vă asemănați, pentru că vă înțelegeți. Știți cum este să fiți arătați cu degetul sau criticați sau să, da? Și uite așa, vă salvați, vă vindecați și cu răbdare vă creați stabilitate împreună. Apar și spiritușii. Apropo, și susțin acest spațiu. Da? Spiritușii, spiritele vă susțin. Chiar dacă oamenii am senzația că nu. În fine, da. Ați trecut, treceți prin ce multe, multe furtuni. Probabil că relația voastră trece prin furtuni și voi ați trecut prin furtuni. Pentru că nu întâmplător sunteți oile negre, da? Dați afară din turmă. Ah, tu ești așa, tu de ce nu faci așa? De ce? Nu știu, așa simt mesajul. Așa simt mesajul, dragii mei. Și pun și aici, uite, lângă căsuță. Vedeți cartea? Ia să vedem la căsuță cum să stea. Ok. Vedeți cărțile? Bate până acolo? Las așa, mai obscur. Deci, cartea aceasta e și aceasta. Vi le-am arătat mai devreme. Acum, hai să vedem la ce se gândesc. La ce se gândesc, mai. Curăscați-le. Pentru numărul 3. Ceva se întâmplă. O transformare. Sunteți pe cale să transformați ceva. Cei care ați ales numărul 3. Era cât pe ce să ating cartea de flacără. Ce ar putea să fie flacăra? Pasiunea dintre voi? Șapte de apă. Visați. Visați unul la celălalt. Da, aveți opțiuni, dar dintre opțiuni tot la voi vă gândiți unul la celălalt. Visați la acel loc magic în care vă salvați, vă vindecați, vă alinați. Interesant, durerile. Trei de aer, dar sunteți răniți unul și celălalt. Rămâne de văzut dacă acest trei de aer, rănile vi le-ați făcut unul celuilalt sau sunt datorate altor relații. Tocmai pentru că lumea vă arată cu degetul, da? Ia uite, Xulescu. Ia uite ce face. Ia uite... Eu știu ce. Uf! Împăratul. Interesant. Șapte de aer, șapte de cupe, trei de aer, împăratul. Împăratul, iar numărul 4. Interesant. Dăm o carte. Ce gândește acest personaj despre voi? În general, publicul meu este feminin, dar multe cărți, dar am văzut și Regele de Foc, Pasiune, Asul de Aer. Câte sunt aici? Sunt multe, dar se vrea comunicare, se vrea un nou început, se vrea dreptate, se vrea sinceritate. Erau multe cărți, dar am citit doar Aerul, doar Asul.
Mai dăm o carte. La ce se gândește acest personaj acum? Și să vă rog frumos să dați volumul mai tare, că nu pot să țip când fac tarot. Acum și ziua, dacă ar fi, tot n-aș putea să țip. Pentru că tarotul nu se face țipând. La ce se gândește personajul care este în sufletul vostru, în mintea voastră? Mai dă un gânduleț. Acesta? Ok. Mesager. Deci, până la urmă, tot se vrea comunicare. Mesagerul de aer. Un soi de cavalerul de aer. Va fi un mesaj neașteptat. Ia uite, că o furtună o să vină acest mesaj. Că o furtună. Și ce aduce? 5 de aer, își face griji. Așteaptă, se gândește. Își face griji. Interesant. Imediat, mai simt nevoia să-mi iau o carte. Ceva nu a fost exprimat, ce trebuie exprimat cu sinceritate. Am văzut 7 de aer. Și văd că și chakra mea a cincea este un pic afectată. Uf, prea multe. Le lăsăm așa. 5 de aer au venit invers. 5 de aer și 4 de aer și 5 de cupe. Regele de aer. Foarte mult aer. Foarte mult aer. 8 de aer în spate. Este foarte stresat. Pentru că vrea să producă o schimbare. Schimbarea aceasta trebuie să aleagă. Acest personaj probabil are multe responsabilități cu împăratul și regele de aer și 10 de foc. Are multe responsabilități. Dar a venit dragostea. Mama e de dragoste. Ia uite. Faetonul, col, judecata, ceași mândei, chemarea la o nouă viață, la o nouă dragoste. A venit ca o furtună în viața lor și provoacă să-și schimbe viața, să aleagă dragostea, să-și schimbe viața și să aleagă dragostea, să lase în urmă responsabilitățile acestea stresante. Da? Dar e destul de greu pentru că personajul acesta așa a fost programat, 8 de aer. A fost programat să fie sobru, echilibrat, da? Asta pentru că probabil, de asemănați, probabil cândva a fost o oiță neagră. Și ca să, nu știu, așa simt nevoia să povestesc, așa o fi pentru mine. Și ca să pună oarecum pumn în gură lumii, ceva a vrut să demonstreze acestei lumi că este mai puternic decât gura lumii. Și această oaie neagră a devenit un împărat, un rege de aer, ceva, un personaj puternic. Probabil este piatra mai mare. Din acest motiv vă asemănați, dar poate că și voi sunteți, aveți această forță să stați în picioare contra valului, sau în fața furtunii, sau în fața cuvintelor și judecăților, eu știu, lumii și decepțiilor. De acest motiv, acest personaj visează la voi, vă vede ca pe un ideal, sunteți altfel. Sau sunteți ca ei. Interesant, aici aveți alb și negru, da? Semănați și totuși aveți ceva diferit. Se regăsesc oarecum în voi. Și în acest motiv simt că vor să ofere stabilitate. Dacă n-au făcut-o până acum, pentru că am văzut 7 de aer și 3 de aer, da? Dacă v-au decepționat, vor să vină cu un mesaj. Va fi într-un mod neașteptat. Nu pot eu să spun când. Va fi așa, trebuie, da? Că o furtună. Și acest mesaj vreau să-i scape în primul rând de senzația de dor, de regrete, 5 de cupe. Deocamdată acum le este dor, visează, la voi le este dor nespus, 5 de cupe. Și vor să scape de acest dor, pentru că nu mai pot să-l țină, să-l conțină, da? Și pentru asta, ca să-l
elibereze, trebuie să-l și comunice. Și ce mai este? 4 de aer invers. 4 de aer stă, da, și încearcă să se vindece de 3 de aer. Acum, corfii, repet, situații neplăcute, decepții între voi doi, dar, dragii mei, acestea sunt și datorită gurii lumii, da? Lumea vorbește una și alta, influențe neplăcute din jur. Nu doar... Deci, acestea, de fapt, sunt cauzele decepțiilor care apar între voi și a lipsei de sinceritate care la un moment dat s-a manifestat din partea lor sau din partea, eu știu, a voastră, poate, eu știu, apoi. A fost un 7 de aer. Ei, și-au trebuit în această perioadă, poate că a fost și tăcere, sau ați comunicat mai puțin, în această perioadă a trebuit să se vindece. 4 de aer se vindecă de 3 de aer. Dar, repet, acest cavaler de aer, acest mesager, aceste vești pe care le veți primi de la ei, de fapt, vă vor povesti cam ce v-am spus și eu, da? Că le-a fost dor de voi, că au plâns pierderea voastră, că au trebuit să se vindece de decepții, care parte din decepții n-au legătură cu voi, că au trebuit să-și găsească echilibru, că tot așa o persoană interesantă, apropo de oaia neagră, o persoană puternică, posibil, i-a desconsiderat. Da, într-un fel sau altul, i-a și provocat, că așa se întâmplă. În fine, vă vor povesti multe lucruri. Multe lucruri interesante, dacă îi lăsa să vorbească. Dar cavalerul de aer de obicei vorbește. Vorbește și vorbește direct. Și vorbește direct. Cam acestea sunt gândurile. Se gândesc că e ca și când își fac un scenariu, ce o să-i spun. Că trebuie să-i spun. Trebuie să-i spun. Eventual interesant cum mai vine mesajul. Poate voi nici nu știți că acest personaj are o forță. O forță pe care probabil o veți descoperi când vor comunica cu voi. Au niște responsabilități despre care voi nu știți și urmează să aflați. Ce mai simt? Ce mai simt? Stați un pic. Simt că stabilitatea lor, toată construcția, uitați aici, da? Construcția, relația lor karmică, responsabilitățile, jobul. Dar nu doar jobul, dar și casa în care sunt. Este... Da? Imediat vă arăt. Este dată peste cap, este afectată casa, structura, fundația, tot lucrul lor de ani de zile este dat peste cap din cauza acestei iubiri. Dragostea care a venit, da? Și le-a schimbat, le-a dat întreaga lume peste cap. Și atunci trebuie să-i înțelegeți dintr-un punct de vedere, da? Trebuie să-i înțelegeți. Ce intenție au acești oameni față de numărul? Ia uite, lumea a apărut și la numărul 1. Ce intenții au față de numărul 3? Oamenii aceștia la care m-am conectat eu. Ce intenții au? Ia uite, asul de spade reapare, da? Vor să manifestă o nouă etapă, un nou capitol în relația cu voi. Să comunice. Acum, în 2021, să comunice, să spună adevărul despre niște lucruri despre care voi nici nu știți. Ce intenție au? Vor să manifeste victoria. Ia uite, da, ce să vă spună? Ia uite. Regele de aer apare aici, da? Și aici cu stresul și cu blocajul mental din cauza acestei iubiri norocoase, într-un fel. Dar care le schimbă întreaga viață. Iau-te, regele de spade. Trebuie să se vindece de niște conflicte, de niște invidioși. Apropo de cei care zic că tu nu ești ca noi, ești oaia neagră, da? Trebuie să iasă dintr-un mediu. Sunt niște blocaje în calea dreptății și a fericirii.
Sunt niște blocaje, dar vor fi trecute. Uite, 4 de cupe. Ce vor să... ce intenții? Da, să ofere. 4 de cupe în acest context ar putea să fie o ofertă de împăcare. Rămâne de văzut dacă voi primiți împăcarea. Ah, am înțeles. Am înțeles. De fapt, ei sunt blocați mental. Ei, uite, regele de aer este urmat de 8 de aer. Trebuie să spun cărțile. Asta înseamnă că ei sunt blocați. Ei au pierdut. Asta vor să vă spună. Asta vor să vă spună că au pierdut ocazia, dragostea asta despre care v-am vorbit. Da, dragostea asta. Da, voi sunteți spiritușii. Cei care le dați alinare, temperanța apare de două ori, da? Așa am simțit că e temperanța, dar de fapt ce este? Pe 15, nu este turn. Dar tot apare turnul, eveniment neașteptat. Dar a venit dragostea într-un mod neașteptat, până la urmă. Uitați cărțile. Într-un mod neașteptat, într-un mod extrem de intens, dar repet, tocmai pentru că a venit atât de intens, i-au încercat să stea în fundația lor și au în patru, în casă, dar e casă. Să rămână în programele lor, au pierdut această oportunitate. Asta vor să vă povestească. Da, când ai apărut, sau când a apărut, da, au de valetul de cupe, scuze eventual, sau exprimarea unor emoții. Mai dăm o carte totuși. Când a venit dragostea, când ai venit tu, când te-am cunoscut, da, Xulescu, numărul 3, da, când te-am cunoscut, eram decepționat, eram plictisit, eram decepționat, 3 de spade, da? Eram blocat mental din cauza acestor invidioși, a celor care mă judecă și a trebuit să mă vindec, să mă transform, da? Ca să fiu regele de spade, mult drept, corect, sincer, care vrea să fie față de voi. De voi, da, ia uite. Mai dăm o carte. Bărbat, femeie, nu știu. Eu acum citesc cărțile. Asta? Ia, tu vrea să colaboreze. Interesant. Da, își dorește colaborare. Vrea să construiți ceva împreună. Pentru că vrea să creați ceva nou. Vrea să creați ceva nou. O nouă lume, în adevăr. Vor să vină, ia uite, cavalerul de spade iar, vor să vină vindecați după o perioadă de stagnare, da? Să vă explice la ce concluzie au ajuns în această perioadă. Vor să vă cucerească cavalerul de spade cu cavalerul de bâte, vor să vă cucerească, vor să ofere echilibru, dreptate și pasiune. Într-un fel sau altul, chiar vor să se lupte. Eventual, așteaptă ca voi să faceți acest lucru, depinde ce sunteți, bărbați, femei, da? Oricum, își doresc ca această relație să continue. Pentru că în acest moment ei visează 7 de cupe. Visează la voi. Și asta îi vindecă. Visul către voi îi vindecă de decepții. Și îi îndeamnă să-și descopere acest potențial, da, de împărat, de rege, de persoană autonomă, echilibrată, care poate să construiască ceva veritabil, da? Nu să piardă oportunitățile din cauza blocajelor mentale și a invidiilor și a faptului că ce zice lumea, ce zice lumea, ia uite, uite, e cu X sau cu Y, da? Oițele negre. Nu. Și asta pentru că unul dintre voi a reușit, rămâne de văzut unde sunteți, pentru că variază, da? Unul dintre voi a reușit să stea în fața acestor judecăți ale lumii și îl învață pe celălalt.
Că sunteți voi aici, că sunt ei, vedeți, variază. Da? Și voi, repet, vă găsiți echilibru și vă salvați într-un fel sau altul, unul pe celălalt, măcar pentru o perioadă de timp. Și vă transformați, vă reconstruiți. Da, trebuie să-și schimbe casa, fundația, construcția. Dar o pot schimba cu voi prin colaborarea cu voi. Acolo își vor găsi liniștea. Nu vor mai fi furtuni în casă, certuri în casă, cu 5 de spade, certuri în casă, blocaje mentale, nu. Voi va fi altfel, va fi colaborare. Și aici este, nu vor să pierdă această ocazie din cauza că au fost legați mental de această tendință. Să nu vadă și alte variante. Aici este. E interesant cum a venit 4 de 2 ori echilibru acesta. Și rescue, vindecarea. Sunt, evident, într-un proces de vindecare, dar vor veni în curând, într-un mod neașteptat, să manifeste un nou capitol. Măcar să există un soi de colaborare. Rămâne de văzut, da, romanța, cum se va transforma dacă e romanță, dar o colaborare va fi. Cum vedeți cum decriptați acest mesaj, pentru că viețile voastre variază. Sunteți oameni complexi, diferiți, generații diferite și nu pot să spun aceeași poveste pentru toată lumea, pentru că nu e normal. Dar voi vă preluați energiile și le potriviți în viața voastră. Deocamdată cam atât. Chiar dacă n-a fost suficient de tare, eu zic că puteți să dați volumul sonorul mai tare și sper că ați găsit mesaje interesante pentru această perioadă. Pentru această perioadă, pentru că e sfârșit de an, dragii mei, și ne cam pregătim să începem următorul an altfel. Și de câte am observat, s-a văzut dorința de nou în fiecare din numerele prezente. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sărbători fericite. Până la următoarele etalări, numai bine. Vă pup, pa, pa!